Învățământul profesional dual funcționează excelent în Râmnicu-Vâlcea încă din anul 2017, după inițiativa primarului Mircea Gutău și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, condus la acea vreme de Andra Bică. Viceprimarul Eusebiu Vețeleanu, Dan Fiera și Dănuț Iordache, responsabil de această formă de învățământ în municipiu, au făcut câteva precizări după o serie de declarații ale candidatului PNL la primăria Râmnicului, care promitea înființarea școlilor profesionale în oraș. Tema acestei conferințe reprezintă învățământul profesional dual, și ne-am gândit să scoatem în evidență această formă de învățământ, pentru că observăm în ultima vreme pe Facebook și în rândul unor candidați la primăria municipiului Vâlcea, care ne-a spus că învățământul local nu s-a investit absolut deloc și vor să se ocupe ei de acest lucru, să facă 20 de clase de învățământ profesional. Aș vrea să reclamim pe această cale că în Râmnicu Vâlcea există învățământ profesional la cel puțin 7 unități de învățământ, iar învățământul profesional doar funcționează la noi sau s-au pus bazele în anul 2017, luând modelul școlii germane, Kronstadt. Iar imediat astăzi alături de mine pe domnul Dan Fiera și domnul Dănuț Iordache, artizanii acestei forme de învățământ la Râmnicu-Vâlcea, a fost un proiect ambițios al domnului Ioan Mircea Gutău și i-a convins pe cei doi domni să se ocupe de învățământul profesional dual, care la această oră funcționează cu 12 clase în 3 unități de învățământ de Râmnicu-Vâlcea. Orice investitor serios care vine, cred că în studiile pe care le face, pentru că așa trebuie să faci niște studii, nu te duci la Râmnicu, îl cunoști pe X, faci niște studii. Una dintre condițiile pe care și le pune acolo studiul este găsirea forței de muncă calificată. Noi de asta ne-am dat tot interesul din 2017 încoace, să creăm și acest lucru, pentru ca un om care ar dori să investească în județul Vâlcea să găsească forță de muncă calificată. Și v-am mulțumit dacă ați mediatizat și dumneavoastră acest subiect. E foarte important ca un copil să știe că e foarte bine să aibă o meserie, făcând o școală profesională, în învățământ profesional dual, decât să termine un liceu sau și o facultate și să nu știe să scrie o cerere la primăria Râmnicului. Ca să derulezi sistem de învățământ profesional, ai nevoie de niște dotări. La ora actuală, liceele, și multă lume se va revolta pentru ceea ce spun acum, liceele tehnice sunt complet depășite și nu pot să țină pasul cu ritmul de modernizare al societăților comerciale. Nu se poate. Pentru că ar trebui niște sume foarte importante, sume pe care nici alte țări mai dezvoltate și mai bogate decât țara noastră nu și le pot permite. Dar niște dotări și numărunte au fost făcute cu sprijinul primăriei și aș da exemplu Colegiului Energetic, care și-a renovat și dotat cu aparatură de ultimă generație două laboratoare care sunt foarte utile formării elevilor. Sigur că aici mai veni să mai adăugă o dimensiune, în sensul că și care e un argument pentru învățământul dual, în formarea elevilor, în învățământul profesional în regim dual, de aia se numește dual, se implică direct și agenții economici. În așa numitul curriculum de dezvoltare locală, elevii cu sprijinul agenților economici învață activ, deprind activități specifice fiecare întreprindere în care ei vor lucra. Trebuie menționat că toate acestea se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor europene, respective elevii au șansa și locul garantat după terminarea studiilor, dar nu sunt obligați să se înroleze la o firmă sau la alta unde și-au făcut practica. Și lucrul ăsta este foarte important pentru că el generează o altă atitudine a agentului economic față de elev. Avantajele sistemului de învățământ, sistemului dual, este în primul rând, beneficiile pe care le au copiii, agentul economic este obligat să dea pentru fiecare elev o bursă minim egală cu cea a statului, să-i asigure condițiile de lucru pentru practică. Practica se face la agentul economic, echipamentul de lucru, securitate și asigurarea de sănătate și de muncă pe perioada în care face practica. Plus, la finalizare îi asigură loc de muncă. Acesta optează, da sau nu? Primăria, prin
sprijinul domnului primar și primăria în general, le asigură masa și cazarea copiilor care nu sunt din Râmnicu Vâlcea, din municipiu. Acesta este un avantaj care pur și simplu a atras anumiți copii. Noi am bătut, vă spun, în 2019-2020 anul de școlarizare, am bătut absolut toate clasele, toate școlile din județ. Toate școlile, referitor, ne referim la clasa 8-a. Le-am prezentat la toți copiii sistemul de învățământ dual, avantajele sistemului de învățământ dual, pentru a face cunoscut acest sistem de învățământ și pentru a-i atrage, pur și simplu, să capete o meserie. Le-am arătat avantajele. Pot să urmeze după școala profesională, pot să urmeze liceu, pot să urmeze facultate, treaba este că au la bază cunoștințele necesare în domeniul respectiv. Dan Fiera și Dănuț Iordache au mai declarat că în anul 2018, pentru anul întâi, s-au înscris 69 de copii, numărul acestora crescând la 161 în anul școlar 2019-2020 și 235 în anul școlar 2020-2021. Cei doi au precizat că toate locurile la anul întâi de învățământ dual sunt deja ocupate, cu excepția a 4 locuri de sudor la Liceul Tehnologic Magheru.